Șoferii nu mai trebuie să facă dovada raportului cu proprietarul mașinii când se deplasează în străinătate. Poliția de frontieră română nu verifică acest lucru, iar regula este valabilă pentru spațiul Uniunii Europene. Conform unei comunicări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Poliția de Frontieră nu solicită conducătorilor auto documente din care să reiasă raporturile juridice dintre aceasta și proprietarii mijlocului de transport, procură sau contract de comodat, potrivit normelor din vechiul respectiv noul cod civil. La ieșirea din țară sunt aplicabile condițiile privind admiterea vehiculelor în circulație pe drumurile publice, statutate de Ordonanța de Urgență a Guvernului 195/2002 și Convenția asupra circulației rutiere, care stabilesc că autovehiculele aflate în circulație internațională trebuie să fie înmatriculate, asigurate pentru răspundere civilă și corespunzătoare din punct de vedere tehnic, iar conducătorul auto trebuie să dețină permis de conducere valabil corespunzător categoriei respective de vehicul. Totuși, pentru cei care doresc să se deplaseze în Ucraina sau Republica Moldova, la volanul unei mașini înmatriculată pe alt proprietar, au nevoie de procură sau, cel mai sigur, de contract de comodat cu deținătorul autovehiculului.